De 7 ani. De 7 ani? Aoleu, și? Doar în roluri din astea regale, princiare? Am făcut bucătărea 4 ani. Și acum m-am gândit să fac bani mai mult, să măresc bugetul României. Am înțeles. Păi la bucătărie era altă treabă, mult mai greu. Luam decât 100, acum iau 5. Pe zi? Da. Vă lasă turiștii. Cum să nu? Da? Dar ai noștri? Că sunt turiști români. Și ai noștri, plătesc mai bine ca toți. Am înțeles. De unde sunteți de acasă? Din ce oraș? Din București. Din București? Păi și acasă, nu v-ați gândit să veniți în vacanță și să încercați tot așa? O să încerc. Și acasă. Numai în Veneția ați încercat să obțineți bani așa? Da, în Veneția, pentru că aici se face lucrul ăsta cel mai bine. La Roma, nu? Nu știu, sincer, dar dacă mi-a convenit aici, n-am încercat în altă parte. Familia noastră de acasă ce zice când v-a văzut cum sunteți costumată? Că veniți acasă, nu veniți așa? O să vin și așa. Da? Da. Vecinii știu? Nu mă interesează. Am priceput, dar pe acasă umblați tot așa elegant? No. Elegantă sunt o viață întreagă. Așa vă vreau. Dacă n-aveam eleganția în sânge și sângele ăsta albastru care l-am, care în românește înseamnă sânge nebunesc, așa? Probabil că nu făceam așa ceva. Italienii vă lasă? Da, cum să nu? E taxă mare ce le aveți de plătit aici? Nu plătesc nimic. Tu ești Casanova? Da. Și câte fete cucerești pe zi? Maxim 15-16 pe zi, deocamdată puțin. Din ce cauză? Sunt la început, afară, am doar 2 ani de când am venit aici. Am înțeles. Da. Da. Și merge treaba? Merge. La voi ce înseamnă sezon? Începând de la carnaval din februarie? Până la al doilea carnaval, da. Am priceput. Vrei să ne zici cât câștigă un Casanova la Veneția? Sau e confidențial? Câștigăm 20 de euro pe zi să scoatem... Scoatem mâncarea. Dar zi-mi un pic, sunt mulți asiatici veniți să se plimbe, fac poză. Ăștia vin la voi? Nu vin. Ăștia zgârciți? Chinezi și japonezi sunt cei mai zgârciți. Zgârciți. Am priceput. Un gând pentru cei de acasă, ce le transmis? Multă sănătate. Și să ține aproape. Da. Te salut, mami. Tot de la București și tu? Nu, de la Craiova. Ok, câți ani? 19. Și acasă, când ai plecat, ai lăsat școală tot și ai venit să fii Casanova? Am terminat liceul. Păi nu m-am gândit la altele. Liceu ce? Real, uman? Ce ai făcut? Real. Păi și pentru ce te-ai pregătit așa când ai dat-o la liceu? Da. Pentru Casanova? Da. Făcut așa, să am un liceu. Am nu liceu. Fac nimic în România. Decât bani, aici și vii să-i fie acasă. Bani. Da. Un nume și un prenume? Ștefan Ionuț Leonard. Leonard Casanova? Păi cum? Doamna? Vreau să sunteți principesa, cum să vă zice? Merida, Austria. Am înțeles. Și acasă, cum vă zic? La acasă îmi zice Mericica din Carpați. Am priceput.